Înalt preasfințite Mitropolit al Moldovei, excelențelor domnilor ambasadori, stimați oaspeți, onorată asistență, vă salut la evenimentul de lansare a anului lui Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor al Moldovei. Știm cu toții că Marele nostru domnitor reprezintă simbolul suprem al statalității moldovenești și al mândriei noastre ca țară și popor. Prin urmare, am considerat că suntem datori să-l omagiem nu doar cu ocazia diferitelor aniversări, ci și să instituim un an dedicat faptelor mărețe săvârșite de domnitor și bogăției moștenirii lăsate de Ștefan. Totodată, am considerat că un asemenea an trebuie să fie declarat atunci când Republica Moldova are cea mai mare nevoie de modelul istoric pe care ne l-a oferit Ștefan cel Mare. Ori, noi tocmai acum ne aflăm într-un asemenea segment de timp, într-o atare context politico-istoric. Suntem într-o perioadă dificilă și cu multe provocări pentru țară, pentru identitate, pentru dăinuirea noastră ca popor. În asemenea momente simțim nevoia de a ne folosi de niște repere fundamentale. Suntem în căutarea unor imbolduri care să constituie esența gândirii și viziunii noastre cetățenești. Ca oameni de stat, ca lideri de opinie, cu toții suntem în căutarea unor exemple istorice demne de urmat. Exemple care și-au arătat eficiența în timpuri mult mai grele decât ale noastre. Un asemenea reper, un asemenea exemplu, o asemenea stea călăuzitoare pentru noi, indiscutabil, este domnitorul Ștefan cel Mare. Și în acest an, anul 2018, când societatea va fi mai mult ca oricând tulburată de idei și mesaje antistatale, exemplul Marelui Ștefan e deosebit de relevant și încurajator pentru noi toți. Astăzi, Ștefan cel Mare constituie simbolul, este pilonul pe care ne sprijinim pentru a nu fi ademeniți de chemarea amăgitoare și primejdioasă a sirenilor unionismului. Anul lui Ștefan ne poate ajuta să trecem cu bine ispitele și nechipzuință, spre a ne continua cu fermitate drumul nostru, în mod independent, spre consolidarea statalității și identității noastre moldovenești. Onorată asistență, Ștefan cel Mare ne-a lăsat drept moștenire trei mari teme, lecții, care doresc să le facem cunoscute cât mai larg în acest an dedicat domnitorului. Prima lecție este lecția iubirii de patrie. Ștefan a demonstrat în mod concludent că țara și poporul constituie întâia și cea mai de preț preocupare a unui conducător. El nu a cedat în fața niciunui tentative de lichidare a statului, de subminare a identității moldovenești. El s-a condus mereu de voința poporului. Și cum vrut Moldova, așa vrusie și eu. Această expresie din piesa Apus de soare, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, întruchipează de bună seamă atitudinea plină de respect a lui Ștefan pentru moldovenii pe care i-a condus și i-a povățuit. S-au scris multe pagini despre devotamentul lui Ștefan față de țara sa. A demonstrat caracter și dragoste pentru Moldova. Asta e ceea ce trebuie să învățăm din pilda vieții lui. A doua lecție este cea a tăriei în credință. Ștefan cel Mare este nu doar un domnitor mare, dar este și sfânt. Iar asta înseamnă că puterea credinței lui a fost pe măsura patriotismului său, fapt recunoscut atât de contemporanii lui Ștefan, cât și de oamenii timpurilor noastre. Marele domnitor a înțeles prea bine ceea ce trebuie să înțelegem și noi astăzi, că religia creștin-ortodoxă este o piatră de temelie a dăinuirii noastre în timp, și ca popor, și ca țară. Fără valorile religiei creștine, am putea pierde nu doar tradițiile și reperile morale. Fără aceste valori, s-ar eroda însăși matricea originară a coeziunii noastre ca societate. Iată de ce îi sunt recunoscător înalt preasfințitului Mitropolit Vladimir și întregului corp bisericesc pentru eforturile pe care le depun mereu în protejarea credinței noastre creștin-ortodoxe. Voi, stimați preoți, sunteți cei care țineți aprinsă candela credinței, care ne încălzea sufletele încă pe timpurile lui Ștefan. Ea trebuie ocrotită cu grijă și transmisă ca moștenire generațiilor viitoare.
Vreau să vă reconfirm în fața acestei onorate asistențe că voi fi un susținător fidel al Bisericii Creștin-Ortodoxe și voi sprijini dezinteresat toate activitățile menite să asigure protejarea valorilor creștine în societatea noastră moldovenească. Am spus și voi repeta ori de câte ori va fi necesar. Religia creștin-ortodoxă este liantul care îi unește pe majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Peste 98% dintre cetățenii țării s-au declarat creștini. În această religie își găsesc liniștea și crezul oamenii de toate etniile, de toate viziunile politice, de toate vârstele și din diferite pături sociale. Religia creștin-ortodoxă este liantul nostru național. Ea constituie o temelie solidă pentru principiile noastre morale. Ea face corp comun cu tradițiile și normele stabilite la noi în țară. Ca cetățean mă bucur că știu că această lecție ne-a fost oferită încă o jumătate de mileniu în urmă de marele nostru domnitor Ștefan cel Mare. A treia lecție pe care o putem însuși de la Ștefan este cea a alianțelor inteligente, echilibrate și întreținute cu demnitate. Știm că Ștefan s-a condus în politica sa externă de interesul național al Moldovei, care constă în protejarea statalității, religiei creștine și a identității moldovenești. Nimeni nu-și poate închipui că Ștefan ar fi cedat azi din independență și suveranitatea țării sale, precum n-a făcut-o nici în perioada războaielor medievale, când marile puteri din afară atentau la credința noastră. Să ne amintim că un aliat sigur al Moldovei lui Ștefan a fost Rusia, cu care ne unea strâns nu doar aceeași religie, ci și relațiile diplomatice bazate pe încredere, inclusiv cele cimentate de un șir de căsătorii între curțile împărățești. Au existat și alianțe militare și legături personale de prietenie. Rușii spuneau despre Ștefan că este prietenul prietenilor noștri și dușmanul dușmanilor noștri. Astăzi lumea a intrat din nou într-o perioadă zbucimată, iar interesele geopolitice declanșează din nou un război rece, în care sunt sfidate suveranitatea, tradiția creștină, identitatea popoarelor. Deci noi suntem obligați să analizăm foarte atent lecțiile istorice, inclusiv exemplul lui Ștefan cel Mare, care a înțeles prea bine cu cine și cum trebuie delegat prietenii. Noi trebuie să evităm implicarea Moldovei într-un șir de procese regionale sau globale, cu o evoluție imprevizibilă pentru securitatea noastră. Și mai înțelept e să ne bazăm pe vechile prietenii care au rezistat încrederii timpului, decât să fim parte a unor coaliții nesigure create în pripeală de azi pe mâine. E vorba de niște coaliții cu o agendă confrontațională, dubioasă, la elaborarea cărora noi nici măcar nu am participat. Ștefan nu ar fi acceptat pentru Moldova rolul de argat al unor țări. Nici noi nu trebuie să facem acest lucru. Onorată asistență, noi suntem moștenitorii ideii de statalitate, ortodoxie și de identitate moldovenească. Triada pe care Ștefan cel Mare și Sfânt a cultivat-o în epoca sa și a transmis-o drept moștenire generațiilor care l-au urmat. Astăzi, noi trebuie să demonstrăm că suntem buni și demni moștenitori, că putem asigura continuitatea statalității țării noastre, care a început încă în secolul al XIV-lea și a atins apogeul gloriei sale în perioada lui Ștefan. Statalitatea moldovenească are o istorie de secole și această moștenire trebuie protejată și perpetuată cu demnitate. Trebuie să demonstrăm tuturor, dar mai întâi de toate propriilor cetățeni, că noi nu suntem nici proiect statal temporar, nici al doilea stat românesc, nici provincie sau gubernie. Încă de la origini, noi ne-am format ca stat moldovenesc și urmează să continuăm truda marelui nostru predecesor, afirmându-ne în plan regional și internațional. Iar mai presus de toate, ca stat moldovenesc trebuie să ne afirmăm în plan intern, în perimetrul propriilor frontiere, în reprezentarea propriului popor în toate sferele de activitate socială. Trebuie să le demonstrăm cetățenilor noștri, urmașilor, generațiilor viitoare, că noi, moldovenii, avem acum și vom avea și de acum încolo capacitatea și potențialul patriotic de a ne dezvolta propria țară, chiar dacă au existat și mai există forțe care ni se opun.
Suntem moldoveni și trăim într-un stat moldovenesc. Acesta este prezentul nostru și doar în acest perimetru noi putem să asigurăm un viitor urmașilor noștri. Sunt sigur că anul 2018, anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor al Moldovei, ne va ajuta să promovăm mesajele dăinuirii noastre în timp. Să ne amintim mereu că Ștefan a fost înainte de toate un ziditor al țării Moldovei și un protector al moldovenilor. Să îndemnăm pe toți concetățenii noștri să fie urmașii destoinici ai marelui nostru voivod. Vă mulțumesc pentru atenție și cu Doamne ajută! Domnule președinte, vă mulțumim!